Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Uite aici, las. Așa ca să pot întoarce. Stai. După 4 zile și 4 nopți ajungem la peșteră. O, bine ai venit în peșteră. Klaus Militaria. Militaria? Da. Ia uzi lume. Și găsim un mare grup de turiști exact în fața noastră. Unde vezi tu vulnerabil, acolo te bagi. Hello! Hello, hello! Băieți, care vrea să vină cu noi să facem o poză, pac, pac, repede, durează doar 5 minute. One guy! You will come, thank you! Thank you very much! Toți urlă, du-te, du-te, tată, băiatul nostru! Îi explică misiunea și lui, înțelege? Aflăm că băiatul e din Mexic. I mean, stay in the front with my friend. Here, you can stay here. Ne-am băgat în mașină, m-am pus eu în spate. Așa se face la Târgu Jiu. Muchas gracias. De nada. Ce faci mai spate? Și am plecat. Uite, băi, ți-au găsit deja. Da. Ce se mișcă și noi. Ți-am zis. Bă, a voastră merge repede. Bine, mă. No. Ce? Câteva dată merge mai repede. M-au trecut și natanticii pe lângă noi. Bă, și te apucă paranoia. Ți se pare că mașina lor merge mai repede? We park here. Ia uite. Se întoarce cineva deja cu turiști. Am văzut la un moment dat și pe băieții, deja se întorceau din misiune cu turistul lor și ne eram nici la jumatea drumului. Mai avem multe azi. Mai avem, Emin, mai avem. Merge foarte greu asta. Așa pot să merg până acolo. Ceva rău. Ne-a fost foarte clar că asta nu e misiunea în care o să putem să recuperăm timpul. Wow, this is so nice. Well, I said the most amazing thing about these grottos is that what you're seeing here is actually completely natural. Really? So this wasn't done by people, but it was actually done by the water itself. And what we have here is water from the ocean, from the Mediterranean, exactly, meeting with water that's finding its way down through the mountain and creating these amazing grottos. Wow, la la la, that's so beautiful. It's incredible, like, and you see it's a little slippery here. Oh, it's slippery because on high tide, the water actually will comes penetrate here? The grottos. Ooh. And start climbing its way up. So you want to be careful when it's stormy around here, for sure. Wow, look at this, look at this. Absolutely, this is our first grotto. Wow. The one that you saw from the side, and as you can see, this goes on. You should actually see it on the right. And in just a moment, I'm going to be able to show you, but you can already hear the bats that live up inside the grottos. If you're quiet, there are bats here. So not only do we have the water noise, but there are bats. Listen carefully, and you'll be able to hear them. Really? Absolutely. I cannot wait. Come, let me show you. Wow, everything is... Wow, but like, this is like things I saw in movies. Oh, yeah. It's something to say about the endless power of water. That will simply penetrate cannot, its way through cannot handle solid rock. Look at this! And don't forget to look up. Wow. Because this is a combination of the water coming in from here as well as the water coming down from the top. That's what creates these amazing formations. And I can hear the bats. And the bats live in these nooks and crannies inside the bedrock itself. I don't know if you can see it that well on the TV, but like, looking at this, hearing the bats, incredible. Wow, ce frumos e! Mi s-a părut foarte interesante grotele. N-am apucat să ne bucurăm de ele pentru că n-am a trebuit să căutăm turiști. Hai să vorbim cu oameni. Hello! Sorry, do you speak English? L-am și găsit am repede. Am și găsit rapid, am întrebat un grup de oameni pe acolo. Can you help us, somebody? Make a photo. Can you come like in 5 minutes? S-a oferit un băiat mai împins așa de familia lui. Thank you so much, thank you. Hai să ne grăbim. Ok, hai. Hai repede. Vino repede cu noi, el mergea în ritmul lui de mexican, așa. Emi! Stai și dacă nu faci... Păi ce vrei, să-l iau, să-l trag de gât? Da, frate! Și noi eram, hai, buz, hai, hurry! Era în vacanță, omul, frate. Da. On this tent, we have to take you a beautiful picture. Și am zis lui Emi, du-te tu un pic înainte, ultimii 3 metri, pregătește repede, doar îl pui pe ăla pe un scaun și o hapă, am făcut poza și la revedere. Ți-i să pregătești. Can you stay here, please? Stai în picioare, ești nebun la cap. Să stai în picioare? Ești Instagram addicted, ce hai mă, lasă. Yes. Fui tată în picioare lângă numărul cortului. Păi asta am făcut, mă.
Păi ai întors fotoliu să... Voiam să-l pun pe fotoliu, păi repede să-i dau. Din picioare să vadă cu numărul cortul și asta a fost, bam, frate, pleci. Poate se apreciază și estetica, n-ai de unde să știi. We need to send to our judge to see if okay. Okay. Îi zic, stai, așteaptă puțin să ne răspundă și nouă șefa noastră Irina, că dacă e bine, te lăsăm să pleci, plecăm. And after, we'll need to go to another location. Dragilor, prima cutie va fi predată echipei care va ajunge ultima la mine, la vechiul fel din orașul vechi, Aco. Dar până acolo mai sunt multe misiuni. Următoarea va avea loc la Acăziv Beach. Da, uite, l-am văzut pe plajă, l-am văzut. I see the flag, yes, yes, yes. Ești sigur? Da. Hai, le băgăm așa. Ce-a spus Țuca? Nu a spus nimic, nu mi-a răspuns. Apasă și frâna, da? Apăs, da, stai. Eu aveam puțin mai lungă barba când am ajuns la grote, asta era singura diferență. În rest eram la fel de optimiști. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mihai Petre a ajuns la grotă cu noi mentori. Când el intra în tunel, noi ieșeam. This is another team. And we have to be hurry because we don't want to be the last. Știi că mi-a răspuns Irina. A zis ok. Irina dă răspunsul, spune ok, okay clasic, adică nu. Ok, atât. Să nu pierdem timpul pe mesaje. Dragilor, e bine, ce, nu. Ok. Moise, thank you very much. Thank you so much. Bro, thank you. Bro. Și mă întreabă băiatul ăsta. Păi și eu cu ce mă întorc acum? Mă duceți voi sau ce zic? Fii atent. Tu vezi oamenii ăștia pe aici? Ăștia sunt echipa de producție. Du-te că sigur te rezolvă ei. Și am plecat atât de lângă el. Hello! Can you help us, please? We are in a TV show. Yes. And we have some tasks to complete. It's a TV show from Romania. We have to go with the tuk-tuk to some tents and take a picture with the tourists like you. Orice misiune care e legată de oameni și în care noi depindem foarte puternic de oameni, pentru noi e una dificilă. I can't. I am the lead. I'm sorry, I can't go. Sorry, maybe. Hello. Maybe okay. În general, trebuie să ai o față și o atitudine prietenoasă ca oamenii să lucreze cu tine. We have to... No? No. Okay. Nu știu dacă sunt atât de prietenos în atitudine, uneori pot deveni respingător chiar. Thank you. Hai să mai vorbim cu cineva. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.